Un bărbat din Vâlcea a fost snopit în bătaie de soțul amantei după ce femeia a făcut accident, iar soțul înșelat a ajuns la fața locului înaintea poliției. Conform mesajul.ro, totul s-a întâmplat în zona satului Izvorul Rece din comuna Vaideeni. Bărbatul se afla în mașina condusă de amanta sa, când la un moment dat femeia a pierdut controlul direcției, iar autoturismul a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat. Din fericire, cei doi au scăpat cu răni ușoare, însă, din nefericire pentru amant, la locul accidentului a ajuns înaintea poliției soțul înșelat. Acesta i-a prins în flagrant pe cei doi și s-a răzbunat pe amantul soției sale. L-a lovit cu pumnii și cu picioarele și l-a filmat și fotografiat în timp ce acesta era la pământ plin de sânge. Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul că în comuna Vaideeni a avut loc un eveniment rutier. Din verificările efectuate a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism în comuna Vaideeni, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto și a pasagerului dreapta față, ambii fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Totodată, la locul accidentului a avut loc o altercație între mai multe persoane. În cauză a fost deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Se arată într-un comunicat al poliției, relatează mesajul.ro.